Stă scris la lege și la mărturie. În cartea Proverbe, capitolul 22, versetul 6, stă scris: Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Una dintre cauzele pentru care tinerii pleacă din biserică este lipsa educației spirituale din viața multor familii. Din păcate, mulți tineri reclamă implicarea precară a tatălui în educația religioasă și neimplicarea părinților în activitățile desfășurate de biserică. Biblia ne spune că atunci când îngerii au sosit la Sodoma, era seară. Iar Lot era încă la poarta cetății. Locul unde se desășurau tranzacțiile, procesele juridice unde se încheiau afacerile. Lot era un om ocupat și cred că era un om de afaceri prosper, motiv pentru care dedica foarte mult timp treburilor sale, așa că seara târziu un loc să fie cu familia, el era la poarta cetății, încă mai avea de lucru la birou. Pentru Lot, credința era un fel de divertisment. Era pe undeva pe acolo, dar nu de foarte mare trebuință. Rar se întâmpla să discute despre Dumnezeu în familie, aproape deloc. În contrast, nu departe de Sodoma, locuia Avram. Acesta avea obiceiul ca oriunde mergea să-i construiască un altar lui Jehova. Dumnezeu mărturisește despre el, citez Geneza 18 cu versetul 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Se povestește despre un tată că în timp ce asculta una dintre predicile fiului său, gândul i-a zburat la ziua în care o furtună îi distrusese toată recolta. Alături de fiul său, care era un băiețel pe atunci, începuse, așa necăjit cum era, să intoneze un cântec de laudă, fără să se certe cu Dumnezeu. Ce repede au trecut ani. Ce greu a fost să-și țină familia. Gândurile îi zburau ca fulgerul prin mulțimea anilor. Dar chiar atunci un gând i-a străfulgerat sufletul. El, fiul tău, a fost rodul și recolta acelui an. Bătrânul tată, podidit de lacrime, a murmurat printre buzele îngleștate de plâns. Mulțumesc, Doamne! Frumos ne amintim de Iosua care spunea, Eu și toată casa mea. Ascultă, Doamne, ruga mea și mută în ceruri toată casa mea. Roagă-te ca Dumnezeul tău să devină și dumnezeul copiilor tăi ia-ți timp astăzi fie printr-un telefon fie în mod direct să discuți cu copiii și nepoții tăi despre dumnezeul tău